Bună dimineața! Prieteni, noi ne-am trezit de la 7 și 10. Ne mai. Unde mergem? La școală. Hai. Hai să scot plicul. Punem puțină... Ți-a sărit în ochi? Te-am străpit? Scuze, dai glima. Ia crezi mă, ia crezi, ce ai mâncat, ce te zici? N-am trezire și mănânc și am mușchi. Păi nu e o părășită, de ce nu vrei? Uite. Că-i am gust. Ca să iei și castelul ăla de jubile, da? Și am și apa, adică bidonul, cum se zice, sticla. Sticla, dar de apă. Nu, când ai lor? La școală. La școală, dar să mai iei din casă, da? Deci n-am mai avut din ăla. S-a părut ceva. Nu mai trebuie? Am trebuie spus? De ce? De ce? Că n-ai mai avut timp? Nu. Păi? Asta. A, că n-ai făcut tema cum trebuia. De sus în jos. Nu? Da, și-am făcut așa. Și tu ai făcut-o lateral. Cred că nu mai avem șervețele. De la ce? Da. Uite, mai avem caserele alea mai mare. A? Vezi că ce e în cerșa. Nu mai dăm zahăr. Îți pun o ochie de aici sau nu mai mănânci acum? Nu vreau. Nici acum nici. Eee! Aruncam trei. Dă-mi o lingură, s-a luat că mă crea așa. Ce? Ce ai pus așa? Da. Ai venit cu acolo? Nu. Ne. Ia uite ouă. Nu. De ce mă omână? Nu mai pot. Poftiu? Nu pot să mă omână. Prietene, vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră tot spuneți că, vai, dar ce face Alina? Dar care este problema că învață, toți copiii învață, este ceva normal? Nu. La noi, eu vă arăt ce face o țigancă. La noi, în țigănie, nu este ceva normal. Credeți-mă ce vă spun. De la 12 ani o luăm de la școală, nu mai revoie la școală. Da. Nu mai are voie la școală, nu mai are voie în pantalonilor, face doar 1-4 și atât. Deci eu așa încerc să vă arăt, să mă susțineți și să-i spuneți și voi tatălui meu. Să-i spuneți tatălui meu pe vlogul lui să mă susțină și să mă lase cu fetița să merg mai departe. De ce? Pentru că poate și vrea, ați văzut și dumneavoastră că vrea. Dacă nu voia, nu făcea. Și temele și alea, e ceva la noi, este ceva wow.
Pentru că Alina învață, Alina merge la școală, își face tema. Niciun țigan nu o să vedeți, niciun țigan. Mai sunt excepții așa ca Albina, care își fac temele, care învață, dar nu toți. Nu toți. Chiar mulți dintre copii care sunt la liceu n-am nicio treabă cu matematica, cu limba română, doar ați văzut cum se vorbește, cum se pronunță, cum... Nu am nicio legătură. Și de asta eu vreau să vă spun, pentru că Alina, eu, filmând-o și spunând, mai citește comentariile Albina și o încurajați. Vede și tata, văd și ceilalți. Și așa încurajăm pe Alina, mai mulți oameni, mai mulți prieteni. Și merge și ea mai departe, învață altfel, pentru că habar n-are nimeni cât m-am chinuit eu cu Alina să înveți la matematică foarte bine, pentru că la matematică era praf. Să învețe să vorbească, știți foarte bine cât am corectat-o. Să învețe să își facă temele singură. Foarte mult a ajutat-o Gabi din India. Pentru că eu, dacă n-am fost la școală, nici eu nu știu mare lucru. De fapt, nu știu nimic. Și asta zic. Nu fac ceva ieșit din comun. Mulțumesc, pentru că dumneavoastră... Păi nu te uita la mine. Până acolo. Mulțumesc, Gabi din India. Nu fac ceva, nu știu. Eu tot ce fac, fac ca pentru susținere. Eu asta aștept din partea dumneavoastră când filmez fata cu astea. Alina? Da. O ușor? Nu. Înțelegeți, prieteni? Asta e toată faza. Că eu aștept încurajări. Chiar a fost foarte greu de am pus-o și pe ea, pe o cale bunicică. Își face temele singură, își face la mate singură, la română singură. Foarte mult m-am chinuit cu ea, foarte mult s-a chinuit Gabi cu ea. În mare parte s-a chinuit și doamna Copaci cu ea. Atât. Dar a prins. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că Alina a prins. Și acum se descurcă în clasa a treia, se descurcă singură. A început clasa a treia fără niciun ajutor. Și e foarte bine. Bine că am tras de atunci când trebuia să o învețe. Când a fost mai mică. Ei, acum avem puțină problemă la limba engleză. Nu că nu vrea. Nu-i place. Și mulți prieteni de-ai mei care sunt români mi-au spus că la nimeni nu i-a plăcut școala și engleza. Dar când au devenit mai mari, au realizat că au avut nevoie și că au fost... Da, dar la mine, nu-mi place așa puțin. Dar la mine mai nu-mi place așa puțin. Care? Când domnul ne scrie pe tablă și noi scriem pe caiet. Și noi poate trebuie să învățăm. Și care este problema la mine? De exemplu, la... cum să dau eu un exemplu? Stai să spun eu. Ea când trebuie să... citească ce se scrie pe tablă, în engleză, nu știe să pronunțe. Deci are ceva, trebuie să facă ceva. Păi nu știu să pronunț pentru că într-un fel scrie în engleză și într-un fel trebuie să citesc în engleză. Și eu nu înțeleg cum trebuie să citesc. Și eu am asistat cu doamna din America, pe lângă Alina, și am văzut că da, se citește altfel, se scrie altfel, se citește altfel. Și pentru că, de exemplu, la I, acolo se zice nu știu cum. Da, este ceva problemă, să? Hai da. Am văzut că scrieți că ce, care este problema, că merge Alina cu pastilele în geantă. Păi, a lipsit și ea, ca să nu dăm la toți copiii. Dar nu că să dăm la toți copiii, că ea nu a fost răcită. Dar când este răcită rău, nu o trimit la școală. De ce să spun că o trimit? Cum s-o trimit? Doamne! Nu! Dar a avut dureri foarte mari.
la stomacel și nu puteam să o duc la școală, să stea pe scaun și să plângă de durere. Dar ați văzut că când sunt faze din astea cu boma, cu durerile de burtă și cu bla bla bla, nu putem, ia și ai o mașină. Chiar nu putem. Da, i-a trecut, am prins că a fost în weekend și gata, înapoi la școală, pentru că acolo este viitorul. Ia spune, ce ai zis? La sus ne-am geaca, am ține cald și jos aproape puțin cald. Unde n-am geaca. A, și cui mulțumim? De unde am cumpărat-o? De la Doru am și eu, tot ca asta, dar a mea e scurtă. Bea ceaiul ca prințesă în mașină. Au. Lasă-l așa. Vergi pe tine. Ia, mami, dă-ți tărăși pe tine. Câte ceasul? Fâșul tău. Lasă că l-au văzut. Da. Am o față de spart avionel, dacă sunt umflată la față. 7:48. Ștergem și noi geamul. Mașina era pornită de la 7:10. Dar tot nu e caldă. Dar mașina asta ne face friguri. Altfel. Friguri. Friguri. A. Am zis. Mergem cu ea, dăm drumul de la 7 de când ne trezim, o dăm la drum. Pornește. Pornește. Și ce credeți? Nu, ca să se încălzească. Și nu încălzește. Și fix când ajungem la școală, atunci se încălzește. Că nu mai are niciun rost. Haideți că revenim puțin mai târziu, prieteni. Pa, pa! S-a auzit ce vorbește. Sara Alina? Bravo! Alina este la masă cu bunica mea. Noi doar ce am venit de la Craiova, de la soțul lui Baba Zâna, la fratele lui bunicu și eu cu bunica. Iar Albina a venit cu o prietenă, a dus-o la bunica Zânca, de a stat acolo până am ajuns-o de la Craiova. Și acum îmi spune că are teme doar la matematică. Și ia masa cu bunica. Cum? Ce matematică? Păi n-ai zis tu. Că nu am zis matematică. Da, te-ai zis. Eu am zis că mine este bine. Și bine nu am matematică, am doar română. Oh! Alt fac tema la română. Și luni am matematică cu totul română. Și luni nu mai am tema la română, dar bine. Tema și albă. Stop! Prieteni, atât a fost cu acest vlog. Vă pup și vă așteptăm pe canalul Ileana de la Stehaia să continuă Alina ce are ea de zis despre matematică și română și toate orele ei. Vă pup!